Finanțarea construcției unei noi piețe în municipiul Piatra Neamț depinde acum numai de decizia Consiliului Tehnico-Economic din cadrul Ministerului Dezvoltării. Au fost depuse toate documentele complete ce stau la baza construcției noului edificiu, însă în urma întâlnirii cu reprezentanții Consiliului Tehnico-Economic, singura solicitare a fost o nouă expertiză pe tot ceea ce înseamnă fundații și betoane. La piața centrală, în momentul de față, am depus toată documentația cu care m-am și ținut la curent. Singura solicitare pe care au avut-o în mod expres este legată de partea tehnică. Doresc o expertiză pe ceea ce înseamnă fundații și betoane. Fundații și betoane pe care noi, în ultima solicitare pe care am adresat-o atât pe partea economică cât și tehnică, am prevăzut că o vom prelua. Deci e vorba de parterul care în momentul de față există în piață și cu care, conform experților, asiguratorului, fostului proprietar al acestei clădiri, am ajuns la concluzia că ar trebui să fie înglobat în construcția finală. De fapt, acesta a fost și scopul deplasării la București, dar compania și Consiliul Național Tehnico-Economic a considerat necesar că în faza actuală se impune și o expertizare pe ceea ce înseamnă fundații și betoane pentru a avea siguranța că acest parter, din punct de vedere tehnic, rezistă în continuare pe un termen generos de cel puțin 50-70 de ani. După care se va trece efectiv la construcția noii piețe centrale. Conform viceprimarului Aurelia Simionică, care s-a aflat la București pentru câteva zile în vederea demarării noii construcții, nu va exista niciun fel de problemă în privința încheierii contractului de finanțare cu Compania Națională de Investiții. Așteptăm în cursul zilei de azi procesul verbal care s-a încheiat, în care s-au prevăzut punctele pe partea tehnică pe care dumnealor vor să le lămurească. În momentul în care avem acest proces verbal, vom demara la nivel de primărie imediat toate acțiunile necesare pentru completarea acestor obiecțiuni, practic, în completarea documentației. Atât în cadrul Ministerului Dezvoltării, cât și în cadrul companiei, în condițiile în care am explicat care au fost procedurile și impedimentele, pentru că știți foarte bine, am discutat și de urban și de asigurator, am avut întârzieri în ceea ce a însemnat raportul de cauzalitate al producerii incendiului. Deja s-a solicitat ca suma să fie realocată automat la nivelul anului 2015. Demolarea a ajuns la final. La etaj s-au păstrat 8 stâlpi de rezistență care vor fi folosiți la noua construcție. Incendiul la piața centrală a izbucnit pe 19 iulie și se preconizează ca până în perioada sărbătorilor pascale să fie inaugurarea noii construcții.